Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. În această seară aducem din nou în atenția dumneavoastră problemele din învățământul gorjan. Este un început de nou an 2022, nu de an școlar, este adevărat, dar problemele, din păcate, din anul școlar trecut, sau cel puțin început în septembrie anul trecut, rămân. Avem încă profesori care nu sunt vaccinați și vin la cursuri în fața elevilor. Avem și elevi care au fost depistați recent cu coronavirus, doi elevi la nivelul județului Gorj, așa de început de an. Avem și profesori care nu au promovat examenul pentru funcțiile de conducere de la nivelul școlilor din Gorj. Mă refer aici și la școli, și adică atât la școli gimnaziale, cât și la grădinițe și la licee. Dar cu toate acestea au rămas pe posturi, o fi bine, o fi rău, vom vedea. Cert este că poate că e bine că există continuitate și așteptăm cu mare nerăbdare un nou concurs, poate chiar în februarie acest an. Cu noi modificări, evident, în ceea ce privește metodologia. Evident, 52 de posturi au fost ocupate prin delegare de către Inspectoratul Școlar pentru acești directori. Unii merită, unii mai puțin. Sunt diverse discuții în rândul cadrelor didactice cu referire la anumite școli. Cert este că educația merge înainte, așa, șchiopătând ca pentru COVID, dar este bine să facem un remember și legat de directorii cu adevărat mari care au condus școlile din Gorj. Vorbim atât despre acest subiect cât și de altele legate de învățământ. Vom avea o schimbare la Inspectoratul Școlar, anunțată într-un fel sau altul de cele două partide politice care conduc în momentul de față țara, vorbim de PSD și PNL. Avem o conducere PNL-USR în momentul de față la Inspectoratul Școlar. Cu siguranță va rămâne actualul inspector general, doamna Dana Constantinescu, dar inspectorii adjunct, sau cel puțin unul dintre ei, se va schimba cu o persoană de la PSD. Vom vedea dacă va fi vorba despre Marcela Mrejeru sau nu. Oricum, aducem în discuție și aceste schimbări, dacă sunt bune sau nu pentru învățământul gorjan. Alături de mine, acum de la început de an, este profesorul Teodor Voicu, îl cunoașteți cu toții. Am discutat pe larg și într-un ton foarte serios și ironic și amuzant despre ceea ce se întâmplă în învățământul gorjan și în special despre ceea ce s-a întâmplat domniei sale în ultima perioadă, așa pe final de activitate didactică la catedră. Bună seara, domnule Voicu, bună seara, domnule profesor, la mulți ani! Bună seara, Sărumâna! Vă mulțumesc încă o dată pentru larghețea și pentru bunăvoința dumneavoastră de a mă invita. Poate invitația mea li se pare la unii că e prea deasă. Eu îmi cer scuză pentru că, să știe, orice om nu este iubit de toată lumea. Am eu fanii mei și dușmanii mei. Toată lumea are fani și dușmani, dar asta nu înseamnă că știm că luna ianuarie vine numele de la zeul Ianus, zeul cu două fețe. Din păcate, astă seară, doamna Ana Maria, trebuie să vorbim despre oamenii cu nouă fețe. Avem așa ceva, nu? Citeam undeva o cugetare că sunt oameni cu mai multe fețe și niciun obraz. Dar poate că nu este prea bine să vorbesc așa urât. Suntem în luna ianuarie, lună marcată de doi mari scriitori. Știm, pe 15 ianuarie 1850 se naște Marele Eminescu, iar pe 30 ianuarie Marele Caragiale. La fel de mari au fost, diferența doar de 2 ani, deci Eminescu a fost mai în vârstă cu 2 ani, iar Hâtru de Caragiale, știm că l-a atacat pe undeva și mai ales în dragoste, mai ales privind pe Veronica Micle, Titu Maiorescu nu și-a prea ținut cuvântul, l-a cam trădat pe Caragiale și foarte mult l-a mâhnit pe Eminescu pentru că a fost marea dragoste Veronica Micle, care știm că s-a și sinucis după ce moare Eminescu pe 15 iunie 1889, când se scutura florile de tei pe mormântul său. Caragiale n-a trăit nici el mult. S-a născut pe 30 ianuarie 1852 în satul Haimanale și moare departe de țară, cu dor în suflet, precum Brâncuș, așa mai târziu, în noaptea subit 18-9 iunie 1912. Am aici un eseu, de aceea vreau să spun puțin, pentru că luna ianuarie e marcată de
acești doi piloni ai culturii noastre. Am un eseu care a apărut prin 2014, deci acum vreo 7-8 ani, între Caragiale și Eminescu, eseu și ironie. Nu sunt primul care constată că în acest veac 21, polii lumii românești sunt tot Ion Luca Caragiale și Mihai Eminescu, sudul și respectiv nordul. România și de fapt era nu are decât doi poli. În anul 2014, atenție ce previziuni, anul alegerilor europarlamentare și prezidențiale din România, nu mai avem ceva, în Gorj nu mai avem nimic, ba da, mai avem CEO, CEO, adică sindicaliști și sindicate. Practic în 2014 trăim într-un mod caragelian, dar visăm într-un mod eminescian. Observați în 2014, acum stăm mai rău. Pe micul ecran acum defilează zilnic parlamentari față de care Cațavencu este un copil din litere. Ce parlamentar de Gorj avem, parcă acum avem. Ce greu știu să-și găsească cuvintele, dar ce ușor știu să-și păstreze imunitatea parlamentară. Ăștia sunt, cu ăștia defilă. România joacă în pragul alegerilor parlamentare o tragicomedie democratică, făcându-ne nu numai de râs, ci de plânsul Europei. 1983 este și anul nemai scririi lui Nichita Stănescu. Era marți, 13 decembrie 1983, a murit. Era un luceafăr din ramura Eminescului, spunea Eugen Barbu. S-au dus peste 30 de ani de la moartea lui Nichita Stănescu și noi românii ne mișcăm în 2014 tot între cei doi poli existențiali și culturali, Eminescu și Caragiale. Bine că ne-a dat bunul Dumnezeu. Bine, cred că vi-a plăcut Dumnezeu. Această introducere. Mi-a pentru că și pentru că se potrivește cu ceea ce se întâmplă. Observați că parcă lucrurile merg din ce în ce mai rău. Trecurăm în anul acesta 2022. Tot parlamentar de aceeași teapă avem. Tot oameni politici. Iată că trăim acum o monstruoasă coaliție politică PSD-PNL. Până acum să scuipară, vai de mine, acum și spuneam de multe ori, bă, Caragiale n-a murit. Caragiale, dacă nu erai matale, rămâneam tot haimanale. Așa am rămas, doamna Ana Maria, sunt în anul 2022, observați că venia așa mai într-o stare de cădere, puțin cam nebărbierit, pentru că după moartea soției vă spuneam, prea puține bucurii am avut în viață. Începând cu moartea soției 13 aprilie 2014 până la moartea fratelui meu 6 decembrie 2020 au dat în mine ca în vuvă. Nu mă gândeam, Eminescu avea o vorbă, nu credeam să învăț a muri vreodată, nici eu nu am crezut că este atâta ură în comunitatea unde m-am autodevorat 44 de ani între 1 septembrie 1976 până am ieșit cu șuturi în fund la pensie, 1 septembrie 2020, și știți că scriam și prin presă la Gorjan, unde sunteți redactor șef, pensionat, anticipat, forțat. M-a costat. Știți că m-au lovit din toate părțile. În vară mi-au luat 52 de milioane pentru nesimțirea de a preda istoria și tradițiile romilor peste podul Jiului, având cumul de funcții, 2 ore, ori băiatul ăsta care e ministru la fonduri europene, gorjanul nostru, parcă înainte de a fi ministru a avut vreo 6 miliarde de evaziune fiscală. Nu i s-a întâmplat. S-a gândit, bă, mare evazionistii voi cu bă. Păi ăsta a luat o grămadă de bani, mă. 2 ore la istoria și tradițiile romilor. Să-i dea înapoi. Da, de ce? Am împlinit 65 de ani pe 12 octombrie 2020, am pus cererea să predau, că gârdul m-a pus, era inspector la Rom, l-au mazilit și pe el, m-au mazilit și pe mine, îi dădui. Credeam că s-a terminat. Nu s-a terminat povestea. Teodor înseamnă un fel de dar al lui Dumnezeu. Mă numesc voi cu Teodor, dar să știți că soarta pentru mine nu a fost, a fost potrivnică. Parcă am fost un cănuță om sucit, tot al lui Caragiale. Am avut o viață tragică, am muncit, am fost premiant de la grădiniță până la vârsta de 50 de ani, dar crezând că folos. Proverbul ai carte, ai parte. Nu, doamna Ana Maria, nu vă rog foarte mult să țineți carte, minte. Ca să ai, parte. Ai carte, n-ai parte.
N-ai carte, ai parte. Ceea ce se întâmplă, axiologia aceasta răsturnată, și mi-a plăcut acum, știți că se vorbește, domnule, vorbim de prostocrație. Nu prea e bine, că nu-i faci proști. Bă, nu mai mă face prost. Prostocrație, idiocrație, meritocrație nici gând, deci cei care sunt meritoși nu prin funcții. Mi-a plăcut că a apărut acum o nouă noțiune foarte interesantă, se numește, în termeni medicali, inaptocrația, ne conduc inapții. Deci asta se potrivește, deci acum. Deci așa se potrivește, să țineți minte, modă. Aceasta, deci nu prostocrația, că te reclamă, imediat nu, îți ia. Nu mai vorbim de proști. N-ai voie, proștii la Liviu Rebreanu. Da, inapt nu este inaptocrația, un neojignire? Ne conduc inapții. Suntem și se spune aici ceea ce facem. Așa ar trebui, suntem ceea ce facem, nu ceea ce vorbim. Și acum să revin la prima temă. Tipuri de directori sau de manageri de-a lungul istoriei. O taxonomie. Eu aș începe cu ultimul director de la Albeni, foarte contestat. Este vorba despre doamna, într-adevăr doamnă, Hodoiu Paula, eleva mea, soțul Hodoiu Cristi, elevul meu diriginte, copiii, doamna David, nemai candidă, nemaipomenită, contestată, de cine, de fosta, care se spunea că e cu delegație. Amintesc de aceasta, cred că este cea mai frumoasă caracterizare care mi-a dat-o și mie ca să-mi folosească la proces. Am avut proces, asta vreau să vă spun, de ani nu mai m-am bărbierit, mi s-a dat verdictul, ca în Kafka. Pe 22 noiembrie 2021, cadou meu mi-a venit acum pe 29 decembrie cadou, unde acea, nici nu-i dau numele, vă rog, acea individă procesomană, că trebuie să-i zic altceva, reclamagioaică sau reclamagie, m-a câștigat o admirabilă sumă pentru buzunarul meu, e nimic, 75 de milioane daune morale și 20 cheltuieli de judecată. Ce la mine 100 de milioane cu amărâtă de pensie de 38 de milioane. Iată ce spune doamna aceasta Hodoiu, cred că nu mai văd eu, dar vreau să-i spun că nu m-a ajutat cu nimic caracterizarea aceasta pe care am folosit-o și eu în proces. Caracterizarea profesorului Voicu Teodor, școala gimnazială numărul 1 Albeni, numărul 51 din 18 ianuarie 2021. Iată că se împlinește un an. Un an de zile. De când v-a făcut această caracterizare? Biată doamnă directoare, nici nu știa ce a făcut aici. Pentru vă că... transmit spectatorii, bună seara, la mulți ani domnului profesor Voicu. Salutăm prezența domnului profesor, un om de mare cultură în județul Gorj, un om cu caracter frumos, stimă și respect. Vă transmite domnul Valeriosu, fostul mulțumesc dumneavoastră mult coleg de catedră. Păi atâta săracu, el mă este, care a fost și martor, așa, el ține la mine și m-a luat și drept. Și o să vă citesc și o listă cu analfabeții, cum ziceți dumneavoastră, deci cum i-ați numit, analfabeții funcționali. Inaptocrații. Așa, da, toți da. Miniștrii educației, doamna Adina Maria Cerbu, o cunoașteți cu toții, zice așa, m-am gândit și apoi vă dau posibilitatea, m-am gândit să fac un pomelnic și să trec toți miniștrii educației, pentru că lor trebuie să le mulțumim pentru sclipirea, cu ghilimele, a poporului român din ultimii 31 de ani. Greu de numerat, dar merită efortul, într-o zi vor fi trecuți în cartea de istorie, dar nu știu ce va spune istoria despre ei. Mihai Șora, decembrie, trece dânsa Gheorghe Ștefan, Mihai Golu, Liviu Maior, Virgil sunt Petrescu, 30, Andrei Marga. Peste 30. Deci sunt, da. Vi citesc pe da. Ultimii, Sorin Câmpianu prezent, Monica Anisie, Valentin Popa, Liviu Pop și așa mai departe. Spune dânsa, se va vorbi oare în cărțile de istorie despre o conspirație? Cine poate crede că existau miniștri a educației care să-și propună ca obiectiv să îndobitocească propriul popor? Cine poate crede că acea școală românească care producea cândva genii a ajuns ca în anii de grație a acestor miniștri să producă doar analfabeți funcționali? Doamna Adina, deci este, repetăm, aici la dumneavoastră, blondă ca și dumneavoastră, o femeie extraordinară, parcă predă chimie. Da, da, așa, da. Și este fata profesorului Constantin Giurgiulescu, fostul meu diriginte și profesor, toată stima și față de dânsa. Că tot vorbim de dascălii da. Buni și vorbeam de acum de această directoare foarte care contestată. M-a caracterizat nemaipomenit, aproape că nu m-am regăsit. Domnul profesor Voicu Teodor a ieșit la pensie anul acesta, spunea, la 1 septembrie 2020, după ce a profesat timp de 44 de ani. A dovedit în aceștia în seriozitate și onestitate.
trăsături de bază ale unui cadru didactic. Pentru comunitatea din Albenia a fost și este un exemplu de conduită profesională și morală. A educat zeci de generații și este tratat cu respect, fiind unul dintre profesorii cu renume ai școlii noastre, Școala Albeni. Profesor ce a contribuit la recunoașterea meritoasă a școlii noastre pe plan județean și național. A obținut rezultate remarcabile cu elevii școlii noastre, a sporit prestigiul unității prin participări și premii la olimpiadele și concursurile naționale. Este un lucru grăitor să ai premii naționale cu elevii din mediul rural. La nivel județean, dar și național, domnul profesor Voicu Teodor a fost apreciat cu ocazia tuturor întrunirilor, simpozioanelor, manifestărilor culturale. Colegii cei tineri au găsit la dumnealui mereu sprijin, sfaturi și îndemnuri utile, fiind o enciclopedie de cultură generală, nu doar de istorie. Și aș vrea să vă spun, colegii, dânsa și cu Iosu, în rest, au dat cu pietre în mine și să știe, într-un pom care face fructe, se dă cu pietre. Le-am primit. Deși și-a pierdut soția în 2014, dumnealui și-a păstrat demnitatea și punctualitatea. În calitate de director al școlii gimnaziale numărul 1 Albeni, pot spune că domnul profesor Voicu Teodor rămâne un dascăl excepțional și un om de omenie al comunității noastre. Îmi pare rău pentru situația ingrată în care a ajuns, nu din voia dumnealui, desigur. Se referea la procesul că o să-mi prindă bine și mie. N-a prins să deloc. Să vă prindă bine la proces. Îmi doresc să ne convingă onorata instanță de valoare a acestui om, care este o capacitate din toate punctele de vedere, director, profesor, învățător, îi mulțumesc foarte mult, îi doresc multă sănătate, nu o să mai fie, o să predea acum directoratul, o să scape acea procesomană de ea, a contestat-o, diferența e mare, observați că procesomana are în jur de 42-43 de ani, n-are vârstă cât am eu vechime, observați schimbarea de registru, ce recunoaștere și dincolo și vă povesti. N-a contat nimic la dosarul meu acolo. Instanța nu a luat în considerare nicio vorbă bună și drept la urmare, adresa dumneavoastră. Mi-a pus bomboana pe colivă, m-am pomenit cu suta de milioane. Nu va spune că un complet de judecată, nu-i dau numele, președinta m-a scos ca pe ultimul boschetar afară, în momentul în care audia o martoră, o elevă de-a mea, care a încercat să spună la fel de bine, dragă, nu facem literatură aici. Am zis, bă, vezi că greșit și anul. Am mai zis, masca nu ții bine, afară ieși. Deci v-a scos afară. M-a scos afară ca pe ultimul boschet. Mi se pare că balanța asta a justiției de la nu început, se balancează am mai așa spus, cum trebuie. Doamnă, o să avem acolo despre justiția injustă. Vă spuneam, definiția cea mai bună e oarba care împarte dreptate. Au intrat ca în toate domeniile și în toate instituțiile oameni neaveniți, fără vocație, fără chemare, cu lipsă de logică juridică, de psihologie juridică, de la început punitivă, pornită pe mine. Eu am o mutră ancestrală, mutra asta mi-a adus numai greutăți. Să știți că eu am fost, mulți m-au considerat că sunt țigan. Nu-i nimica, foarte bine, chiar așa îmi zicea bietul frate meu. Bă, țigane, am avut mult de suferit. Culoarea aceasta a pielii în liceu pedagogii toți m-au considerat, inclusiv profesorul meu de română, fie țărâna ușoară, Victor Andrițoiu, care era foarte răutăcios, îmi zicea tandaler. Citisem țiganiada lui Ion Budai de Leanu, i-am zis, domnule, să nu mai îmi ziceți, domnule, bă, pentru mine rămâi tandaler. Și a venit bietul Eugen Velican, care m-a dus la faza pe țară. N-aveai cu cine. Deci Victor Andrițoiu, vreo 10 a rămas repetenți la pedagogii, îți dădea dictare și un om răutăcios. Pentru mine nu m-am supărat, atât am spus, domne, nu îmi spune. Nu s-a terminat calvarul. Când m-am dus la grad la București, am nimerit un profesor de pedagogie care, bă, băiatule, cu tare, ia zi, dumneata, zâmbetul neastră mă fortifică, 10 la pedagogie. Bine, domne. Cu tare, de unde ești? De la Tomis, Constanța, 9. Tu de unde dracu ești, mă? Crezând că toți țigani sunt și eu? Domn profesor, sunt din Gorjiu de sus, nu te întrebă bă nimeni, limbați-o pedagogii subțire, eu îți dădui opție. Decanul Facultății de Psihologie era vecinul meu, Lungu Nicolae. S-a dus și a spus, domnule, dădui de un țigan din Gorj, foarte obraznic, că mă loc, dau notele pe criterii estetice. Și domnule, ăla-i voi cu vecinul meu. Deci Lungu Nicolae era decanul Facultății de Psihologie la Universitatea din București. Acolo mi-am dat eu și vreau să vă spun, observați că rasismul, eu am fost un fel de Nelson Mandela, așa, al Gorjului, am mers pe această treabă pentru emanciparea romilor și m-a costat. Pierdui banii, cum vă spusei, gârdul maziliră și pe el nu mă e inspector cu romii, pe mine mă maziliră din toate și culmină cu acest proces. Dar acum să revin că avem tipuri de directori.
Directorul care vă spus e contestat, excepțional. Doamna Odoiu de la Albei, care pomenită. N-a participat la concurs. N-a participat și bine, a văzut ce se întâmplă. Nu ai de partea ta primarul, primăretele, elevul meu, care știți cum s-a comportat mizerabil cu mine și el și jurista primăriei Malacu Delia, cei care au contribuit la aducerea... Au fost doi candidați. Dacă erau anul ăsta primarul, primăretele și cu aia, iar nu era Vasile Sorin, parcă Dumnezeu dă-te dreptate, dar acest Vasile Popescu Sorin a mai fost director, încă o dată o să se supere, nu o să se supere, să țină cont că numirea lui ca director a depins de comisie. Da, dar știți că și fosta candidată putea și ea să fie director la o școală din cele 52 care au rămas fără conducere. Eu m-aș fi bucurat din tot sufletul și chiar vreau. Chiar o propun. Nu știu dacă este pe listă. M-am uitat pe listă. Eu aș propune și m-aș bucura să ajungă directoare dacă face ce a făcut la Albeni. A distrus pământul, doamnă. Deci școala din Albeni a devenit pe parcursul, mulțumesc Dumnezeu că a fost în creșterea copilului, că topea pământul cenușăreasa Gorjului. Deci este o cădere, dacă vrei să distrugi o societate, distrugi învățământul, asta a făcut ea. Fiind învățătoare, că atât am contestat-o, bă, tu ești prin concurs de împrejurări, eu ție directoare nu spun și am spus-o și la instanță. Nu pot, ca director trebuie să fii cu un cap deasupra mea. Profesional, ai ore de franceză, măcar verbul avoar sau etri, scrie-l dracu acolo, nu făcea nimic, stătea ca ștachetele. Cât fac așa, domnule? Vai de mine, doamna Ana Luăm Maria. Luăm banii și nu facem nimic. Nimic, vă rog să mă credeți, unii în învățământ iau banii de pomană. Școala din Albeni, la ora actuală, eu am plecat, mi-am spart plămânii, am făcut istorie, poate să spună elevi de-ai mei. Nu a fost un moment cronofag să mănânc timpul. Am vrut să dau totul din mine, să dezvolt patriotismul, să dezvolt cultura, să mă mișc pe un registru lingvistic elevat. Știam și română, știam și psihologie, și pedagogie, și filozofie, și antropologie. Am elevi care, bă, ăsta a fost bun. Și veniră ăștia și mă contestară, observați și neastră halul în care ajunsei și prezența la proces împotriva mea a unor martore care n-au făcut nimic în școală. Profesoară de fizică, chimie, copiii n-au văzut o substanță alături de ea. Profesoară de franceză română, o franceză, un alt dialect, treaba ei. Profesoară de religie engleză, care foarte urât s-a comportat cu mine. Mă așteptam ca religia să fie urât. Am fost profesorul celor două odrasle ale ei, soția mea a fost învățătoare, s-a comportat mizerabil, nu față de mine, e de religie, doamnă. E soție de preot, predă engleză și o atrag atenția acestei domnișoare inspectoare generale, e profesoară de limbi străine, să se ducă precum Cuza. Cuza, Alexandru umbla deghizat, domn de la 24 ani. S-a dus, să știți că s-a dus și a făcut controlul. Să se ducă, am văzut acum, am văzut, dar să o ia și pe ruta Albeni, Prigoria, Roșia de Amaradia, să vadă. Uite, vă și citesc. ISJ Gorj continuă inspecțiile în școli și luna aceasta. Se verifică prezența la ore, notarea ritmică, respectarea legislației în vigoare, consemnarea corectă a lucrărilor scrise în cataloge, respectarea programului de lucru al directorilor unităților de învățământ, al personalului didactic, auxiliar și nedidactic, documentele școlare. De asemenea, se verifică modul în care a fost parcursă materia prin inspecții de specialitate la ore. Controlele au loc în toate unitățile de învățământ din județ și în toate structurile acestea. Mie de ce nu mi-a răspuns inspectoratul? Deci, în această seară. Eu v-am spus, îmi place de această domnișoară, e din partea Tizmanei, e plăcută, dar atâta timp v-am spus, nu mai mă încălzește nimic, că vine acum de la PSD. A mai fost domnișoara aia mrejerul, mie nu mi-a făcut, e doctor în istorie, a fost domnișoara Cochină, doctor în istorie, mi-au făcut numai rău. Nu mă așteptam. Deci eu nu mă așteptam și le-o spun pe șleau, nici nu mă încălzește că vine din nou. Domnișoara Mrejeru venind la Albeni a dat apă la moară acestei individe. De ce? Nu i-a dat dirigenție fetii mele care era titulară prin concurs cu normă întreagă în Albeni, a dat dirigenția cum vrea doamna directoare. Păi tu ești inspectoare generală să dai tonul ăsta într-o cancelarie. Bă, fata mea a luat prin concurs, 3 concursuri să ajungă și a făcut treaba. Dacă nu era Ștefania în Albeni, nu. Doamna
șuncă de religie, dirigenție, religie la albeni, engleză la Prigoria. Să se ducă doamna inspectoare generală să vadă. Eu cred că se duce. Acest cum comunicat se predă, asta ne arată. Să audă. Și el nu este, audă. Mesajul nu este doar pentru cum școala de la albeni, ci pentru toate școlile. Doamnă titularizată pe 253 la Prigoria, să vadă și pe doamna Lungescu cum predă franceza, că are așa, are inspectoare de limbi străine, e parcă doamna sau domnișoara Dumitrescu, să se ducă, domne. Deci mi-a plăcut că am văzut că a plecat pe la unele școli, dar și a fost contestată, de ce la mine, la sesizările mele, când această individă care m-a reclamat avea clasa 4-a și lăsa femeia de serviciu pe Dobrescu Rodica în locul ei și pe maestrul școlii pleca la procesă, de ce nu s-au autosesizat? Bă, omul ăsta nu-i nebun, a fost învățător în albeni. Pentru că au fost inspector școlar general care i-a durut la bască. Și ca să nu numai de asta. Deci vreau să vă spun că a fost un concubinaj ISJ și această directoare a fost ținută în palme, în primul rând, mare greșeală din partea inspectorului general Ișvan, să ține minte. Iorga spunea, dușmanii țării nu-i ui nici mormânt, nici unul pot uita când a validat-o. De ce să o validez, mă, când i-a dat primarul 10 și cu jurista 10 și a lui, că e cretin sau idiot, 0-9? Nu validam, nu validam, domnule. Iar după aceea s-a coalizat energiile la ISJ, era ținută de 4-5 inspectori în palme. Eu degeaba lătram la albeni, am fost considerat, bă, este cam nebun o țără. Deci, hai, uite, nu toată lumea vede așa. Domnul Iosu, colegul, fostul dumneavoastră coleg de catedră, profesor acolo la albeni, spune așa: domnul Voicu a avut de suferit tocmai din prisma faptului că a spus lucrurilor pe nume. Acest lucru deranjează. Acum este invitat la ora adevărului și fix asta spune. Spune adevărul. Asta mulțumesc. Face. Toată considerația noastră. Altcineva, respect profesorului Teodor Voicu. Bună seara, spune altcineva de acolo de la albeni. Cu tot respectul atât pentru domnul profesor Teodor Voicu cât și pentru mine. Mulțumesc și telespectatorilor. Analfabetismul funcționează conduce la ora actuală în România, însă lupta împotriva acestor cangrene dăunătoare societății actuale și viitoare, adevărului și binele, va învinge ca de obicei. Nu cedăm, nu cedați! Altcineva, aveți dreptate, domnule profesor, păcat că nu sunteți apreciat la justa valoare. Toată ce stima. Să mai fiu, domnule? Ce să mai fiu? Trebuie apărate valorile, da. Spune altcineva. Mult respect pentru acest om, felicitări pentru emisiune. Deci, mare adevăr, spune domnul profesor Voicu, cu tot respectul, spune și doamna profesor Cerbu. Deci, sunt oameni care vă apreciază, vă mulțumesc, domnule. Vă spuse, nu trebuie să vă aprecieze cei de la inspectoratul școlar. Numai instanța nu m-a apreciat. Sau foștii inspectori. Și de aia vă spusei. Nu m-a apreciat această instanță și poate nu meritam după 44 de ani de învățământ să dea apă la moară, să-i dea dreptate venind cu o mărturie mincinoasă, nu că una, că toate au mințit. Deci Lungescu Ramona, martorile ei, Constantin Alice de fizică-chimie, Lungescu Ramona, română-franceză, femeia de serviciu, fată de profesor, eleva mea în clasele a doua, a treia, a patra, în clasa a întâi n-am avut-o, am luat-o cu 8-90, a fost una safaliu, nu știa carte, fată de profesor, foarte slabă, acefalică, dar hedonică, trei căsnicii, 4 fete, 2. Asta contează mai puțin. Ne-au profesor. Creat. Ei, ce bine a fost ascultată această martoră, doamna Ana nu Maria. Nu știa instanța ce trecut nu glorios știe are martorul. Nu glorios, dar am fost învățător. În primul rând nu trebuia putea să vorbească. Trebuia să există un respect față nu, de dumneavoastră că a fost cadru didactic. Iată că a găsit-o, am găsit una pe care am ajutat-o să intre în învățământ suplinitoare. La fel m-au terfelit. Că zicea că... Deci, eu din ce spuneți dumneavoastră, orice mână de ajutor ați dat stânga și în dreapta, vi s-a întors fost... cu un șut în fund așa dureros. Așa mi s-a întâmplat. Mai spune cineva, atâta timp cât se fac numiri politice și concursuri trucate din partea PSD și PNL, nu putem ridica învățământul la un nivel dorit. Asta aviz celor care conduc și vor conduce de acum înainte pe această coaliție învățământul din Gorj. Eu nu pot să zic decât că nu am un dinte așa împotriva actualei conduceri. Pot să zic că față de presă există o mai mare transparență decât a existat vreodată cu toți inspectorii care au fost inspectorii generali. Mă refer că există o colaborare. Mi-aș dori să rămân așa și în acest an 2022 poate... și să nu vedem numiri politice, doar politice. Adică să vedem și profesionism. Eu vă spuneam, marea pecingină implicarea politicii sau pătrunderea în toate domeniile este păguboasă. Am mai vorbit și ce spunea academicianul Eugen Simion și multă lume. Lumea este de aceeași deci părere. S-a subliniat. Politizarea excesivă este o politizare excesivă
Și aducerea useriștilor, știți ce au făcut? Cum i-a adus, domnule, la gradațiile de merit, au lovit, după ce mă loviseră pe mine, mi-au lovit fata, ba că s-a auzit că am făcut o presiune asupra lor. Nu, domnule, ce să faceți presiune? Nu știu ce presiune, ci că pe aici, pe la televizor sau pe unde am ieșit, că adică am făcut presiune. Adică că ați spus adevărul, că v-a spus, da. Eu, fata mea, spuneam că merita, nu-i nimica, a pierdut niște... Mi-a părut rău că au fost băgate în fața acolo câteva... profesoare care nu meritau. Deci lumea și fiecare ne cunoaștem în profesie, doamna Ana Maria. Și eu la istorie vă spusem, nu mă așteptam la comportamentul domnișoarei Mrejeru, care era profesor, doctor în istorie, nici la comportamentul domnișoarei Cochină, care fata mea a făcut germană cu odras la ei, iar ea a terminat pedagogicul mai mică ca mine. Poate i-a fost necaz că n-a fost șefă de promoție. Eu asta trebuie să o spun. Am intrat primul la pedagogic, am terminat primul. Și acum lauda de sine nu miroasa bine. Să venim la tipuri. Poate cel mai bun director al școlii unde am funcționat eu 44 de ani, de la 1 septembrie 1976 înainte de cutremur, până mă scoaseră ca pe un ultim, ca pe un câine afară, cu șuturi în fund, pe 1 septembrie 2020, a fost profesoara de matematică Ionescu Rodica. Colegă la liceul Novaci cu marele Chiriac Nelu sau Ion, cel mai bun inspector general pe care l-am văzut vreodată, un matematician desăvârșit care se dusă împreună cu soția, profesoară de fizică, Emilia Chiriac și Ion Chiriac. Ion Chiriac rămâne unul dintre cei mai importanți inspectori și a murit conferențiar, vreau să vă spun. Și spuneam profesor, cum trebuie să ești doctor în istorie. N-a ieșit profesor, doctor, a ieșit conferențiar. De o cultură vastă, de o omenie nemaipomenită, o familie, eu am făcut practică la liceul teoretic din Novaci, era bun prieten cu fratele meu. Iar Ionescu Rodica a fost colegă de clasă și vreau să vă spun că este directoarea care mi-a marcat existența mea culturală. Mi-a fost directoare între anii 1984-1995, a prins și comunismul, directoare, și 1991-95, post-decembristă, dar a fost o comunistă cu față umană, ajutată de soț, un profesor de română de excepție, Grigore, Ionescu Grigore, nemaipomenit, absolvent de Tudor Vladimirescu, Universitatea Craiova, un scris excepțional, istorie, filozofie, discutam când făceam practica agricolă, aveam cu cine vorbi. Această femeie mi-a marcat existența și datorită acestei femei și modului de a conduce dictatorial-democratic schimba aspectul, ne verifica, ne urmărea, mergea la asistență, la clasă, nu dădea la toată lumea calificativele foarte bine, ferească Dumnezeu. Când venea Ionescu Rodica, cu trabantul veneau de la Ciocadia, făceau punctualitate kantiană, a ținut școala în frâu, ne-a arătat la fiecare lungul nasului. Mi-aduc aminte că m-a prins odată cam neînsurat, fiind cam să luaseră drosofilele după mine, că am băut să-mi puțin sara cam mult, că am spus că am cochetat cu alcoolul. Pe cine asist eu astăzi? Pe tine, Dorule! A mers la clasă, a rămas trăznită, am ținut o lecție cu patos, știind ce deșteaptă e, matematică, soțul, Gorei! Ce lecție ținut, Doru, dar Dorule, să o spunem pe dreapta, fusești o ține cam obosit. Fusei, doamna directoare, mă înțelege și pe mine că sunt neînsurat. O familie excepțională, un monolit. Ionescu Grigore nu ca mine, n-a intrat vreodată în cârciumă. Drept urmare au avut și niște copii, fata e profesoară de franceză, băiatul a terminat facultatea româno-americană. Și am fost la nunta băiatului și de ziua mea pe 12 octombrie 2019, când am împlinit 64 de ani, uitați scrisul extraordinar al domnului profesor Ionescu, numai atât vă citesc ca să vă dați seama cum m-au tratat oamenii ăștia și datorită lor mi-am luat gradele la universitatea, vă spusei că între 1991-95 am prins-o, am luat gradul 2 la Universitatea în București în 1991 și gradul 1 în 1995, venind șeful Catedrii de Istoria Filozofiei, Gheorghe Alexandru Cazan la Albeni în premieră. A venit în premieră în martie 1995, când și soția și-a dat gradul întâi cu domn profesor Eugen Velican. Și iată ce îmi spune aici domnul Ionescu. Cine nu se urcă pe munte, nu cunoaște înălțimea cerului. Unii învață prin suferință, alții prin experiență. Inteligența are limite, Dorule, prostia nu.
Simt că sunt prost, dar când mă uit în jur, vorba lui Creangă, prin curaj. Avem impozite cu carul, dar notăm în sărăcie și ce buget ar avea statul dintr-un impozit pe prostie. Și atenție, doamna Maria, cu prostul care n-are școală, te luți puțin și ai câștigat. Dar duci o luptă colosală cu prostul care are, în ghilimele, școală. Aici m-am dus eu. Domnule profesor, m-am săturat de matematica noastră până în gât. Nu-ți face griji, băiete, matematica e de la gât în sus. Adevăratul profesor te învață din inimă și nu din carte. Așa am făcut eu, m-am autodevorat, doamna, eu, soția și fata. Să ridicăm nivelul cultural al comunității din Albeni. Nicio mulțumire. M-a ales din partea mizerabilă în care s-a comportat primăretele, fost elev al meu, din fericire, numai a 5-a și a 6-a, și jurista care s-au pus deasupra de lege și m-au tocat. Eu v-am spus ce respect am față de profesorii mei care mai trăiesc. Domnul Velican a fost bolnav de curând acum de sărbători. Așa de rău mi-a părut. Bă, dorule, m-am simțit rău. Domn profesor, eu țin la dumneavoastră ca la Dumnezeu. Pentru că și dumneavoastră ați fost ca un tată, ați văzut în mine și partea bună. Așa și această doamnă profesoară. Și acum să vă mai schimb registru. În 1995, Gheorghe Alexandru Cazan era un fel de deputat la PSM-ul, Partidul Socialist al Muncii, a venit de la Beijing, din China, direct la mine. Și domnul Voicu, din culmea curățeniei, veni în culmea mizeriei. Inspecție de gradul 1. Păi ce se întâmplă, domn inspector? Că aveți paraziți. O, sunt în Albeni paraziți, vai de mine, cu grămadă. Și-a ridicat un picior de bucureștean, de profesor universitar, șeful catedrei. Erau 100-150 de pureci. Paraziți, aoleu, domn profesor, ăștia sunt, da, la noi se numesc pureci. Da, mă, dar știi ce rău mă simți. Da, domn profesor, sunt paraziți, sunt paraziți. Și acum, având istorie la clasa 8-a, aveam Constituția de la 1-1866, din timpul lui Carol I. Dau cuvântul la un rudăraș. Constituția 1-1866 acorda largi prezervative monarhului. Bă, prerogative, prezervative iar din nou. Of, Doamne, am zis, mă, dacă era Carol al II-lea, era bine, mă, cu priapismul lui. Dar las că o să-mi vezi tu. L-a oprit și a zis așa, să vină băiatul ăla, cum îl cheamă, Gorocel. Unde stai, mă? În satul Rudărie. Televizor ai? Nu. Radio? Nu. Prezervative? Nu. Nu știu. Nu râdea nimeni și că ferice de dumneata. Ce copii morale ai. Ferice, bine că nu-l certași pe copil. Păi el nu știe ce înseamnă prezervative. Iată ce era în 1995 un profesor universitar care m-a felicitat, iar doamna Ionescu, gorei, nici nu mai vorbi nimic, cum vorbi. Era... A plecat la Sorbona, încă se preda marxismul, nu mai se numește, a murit săracul, un mare profesor și de aia vreau să vă spun, ai director, cum am avut pe doamna Ionescu Rodica alături de soț, am avut multe de învățat, tot respectul, Dumnezeu să-i țină, doamna Ionescu născut în 42, a pornit pe 80 de ani, doamna Ionescu născută în 44, iată că pornește pe 78 de ani. Un cuplu extraordinar, o familie infailibilă, model pentru mine și odată i-am cam vorbit de rău și eu că alcoolul ăsta mai face și bucluc, la care domnul Ionescu nu știa să se certe. Doru, când ai avea familie, atunci se vorbești și tu de noi. Mi-am cerut scuză să intru în pământ și am zis, bă, cum te poate băga un om așa în pământ prin două vorbe. Deci acesta este modelul meu. Nu vă mai spusei, unul vi-l mai spusei pe Hodoiu Paula, alalt să știe, observați și dumneavoastră, dacă Sabin Velican Lupu are o carte, Amintiri despre oameni și neoameni. Oamenii care se simt bine când alții sunt la rău, aceia nu sunt oameni, sunt neoameni. Și eu nu doresc decât acum să iau și o pensia, să-i dau bănișorii ăștia, că asta s-a ținut. Dar problema e nu numai pe mine, m-a dus prin instanță. Acum are pe 17, doamnă, pe 17 ianuarie cu Boroacă, care vine la dumneavoastră. Ce mai elev a fost? Domnul Boroacă de la Ia Albert. Da, și lui Boroacă acum l-a chemat, i-a dat 5 milioane amendă, a chemat pe domnul polițai care și mie mi-a făcut. Se numea Dudău. Ascultați ce întâmpinare. Că trecem de la una la alta, Caragiale n-a murit. Către școala gimnazială numărul 1 Albeni, județul Gorj. Având în vedere adresa dumneavoastră, numărul 1269 din 12.09.2019, prin care ne comunicați să vă comunicăm, înscris măsura pe care am aplicat-o asupra comportamentului domnului profesor,
Nu cu F. Voicu Teodor, care a perturbat desfășurarea evenimentului cu ocazia festivității de deschidere a noului an școlar, vă comunicăm iar că aceasta a fost înregistrată la poste polițial Bensul numărul 537892 din 24 a 9. A durat din 12 a 9 până pe 24 și vă dați seama ce răspuns, prin care acestuia i s-a pus în vedere verbal la data respectivă să respecte normele de conviețuire socială. De 3 săptămâni venise polițai la Albeni, Iorean de 43 de ani. Și iată ce îmi face, domnule, în fața clasei. Dacă mai vorbești, mă urmez. Nu s-a dezis băiatul, ci că a ieșit la pensie cu o pensie colosală și atunci, doamna Ana Maria, revenim. Cine are carte, n-are parte. Cine n-are carte, are parte. Trecem de la una la alta. Vorbi despre aceste, am mai avut și alte modele de director, directorii cleptomani sau hoțomani. Au fost și așa ceva? A fost un alt tip de director, nu îi spun numele, că vă dați seama, ca să asta mi-ar mai trebui, să simt el cu musca pe căciulă, care au făcut? Lăsat inventarul școlii mai sărat de cum a fost. Adică a plecat cu bunuri din școală? Aoleleu, ce puteai să iei dintr-o încă școală? Dintr-o școală? Ce nu se putea? Să luau multe bunuri. Păi ce să faci? Să acoperea școala cu țiglă? Păi jumătate? Un balon se duce și acasă. Se puneau termopane la școală? Mergi și la mine. Se aducea mobilier la școală? Se făcea și la mine. Mă era o bicicletă pentru mișcare? Se lua și aia. Mă era un aparat de sudură? Se ducea și ala. Și au fost și profesori care, a fost unul de spor, n-a lăsat nimic din inventar. Nimic. Adică a plecat erau cu mingile? Corturi de ăștia, cu pionieri era el, profesor de sport. El era învățător pe post de profesor de sport, eu eram profesor pe post de învățător, el era turnător la securitate, eu săracul nu. Și am luat-o caracu. Tot au ras. Deci în școală, doamnă, există bunuri. Țineți minte un alt tip de manager. Hoțomanul sau cleptomanul, care știe și a trăit bine, nepătat, nu s-a luat nicio măsură împotriva lor. Ci că sărac, dar curat. Nu mai așa se practică la școli, ne mai spune cineva. Adică vă dau dreptate, mai spune doamna Dina, fără numiri politice în educație. Domnul Iosu, domnul profesor Voicu va rămâne în istoria comunității din Albeni. Nu fiți supărat, domnule profesor, lumea bună vă stimează și apreciază. Și acum cu domnul Iosu, hâtru săracul cum este, domnule, pe cuvântul meu, eu veneam în cancelarie să mă discut cu dumneavoastră. Nu bârfă, carte, îmi pare rău că ați plecat. Și înainte de a pleca, eu vă propun că-s consilier, cetățeanul de onoare al comunei Albeni. Și? M-a propus și un subigier mai hâtru. Știți că pe vremuri se ieșea ușor la Petroșan sub ingineri și ingineri, foarte ușor, frate meu era de matematică și știu ca în ce carte se cerea. Acela a zis, ce a zis voi cu cetățeanul de onoare? Poate cetățeanul turmentat. Ce a făcut voi cu pentru comunitate? Deci vă dați seama, eu știu ce nivel cultural are acel individ. I-a murit soția, îmi pare rău, la fel n-a făcut nimic. Așa, a fost colegă cu mine, n-a făcut nimic, dar ci că despre morți. Numai de bine. Și observați și dumneavoastră cum îți mulțumesc la Albeni, ci că cetățeanul turmentat. Dar dacă citește pe Caragiale, să se vadă că cetățeanul turmentat este inteligent. Este inteligență. Și așa am fost și eu. Din beție m-am trezit, din prostie niciodată. Cineva se ținea de mine. Bă, ai cam băut? Da, m-am băut, dar din învățător n-am ajuns educatoare. Am ajuns profesor. Nu puteai să dai gradele la Universitatea în București, să termin Clujul. Am avut parte de profesor de elită, academicien, Pompiliu Teodor, Adrian Daicoviciu, Tudor Cătineanu. Dar ce somități erau! Și iată cât te caracterizează ăștia, te pun la zid, îți văd numai părțile mai au și banii negative. Asta să ține minte oricine și ăștia care vorbesc de istorie și vorbesc de Ecaterina și vorbesc despre Brâncuș și de Tudor Vladimirescu, ca și într-un tablou trebuie să prezinte aceste personalități cu lumini și umbre. Marea greșeală, așa zisuri istorici de aici de Gorj, este faptul că i-a trimis în legendă, în lumea bazmelor. Am avut o întâlnire cu Adrian Cioroianu și am spus, domnule, dumneata ești Petre Ispirescu al istoriei noastre. Scrisați o carte, istoria cea mai frumoasă poveste. Păi de când e, domne, istoria poveste? Mata ești talent de lung, era și frumos.
Alain Delon al istoriei noastre naționale, venea când cu o soție, când cu alta. Ei, la UNESCO, la trăiește la Paris. Băiatul a știut. Are și o carte pe umerii lui Marx. Ei, ăștia istoricii și Gorjul trăiesc. Tudor Vladimirescu? Păi ce vorbeau unii despre Tudor înainte de 89? Cum schimbară macazul? Vai de mine. A fost răscoală condusă. A fost un om răzvrătit. Acum îl făcură și observați. Păguboasă treaba asta. Și cu Brâncuși. Brâncușologi, mai mult ologi decât Brâncuși. Da. Și acum să revină doamna Ana Maria cu un om care... Ignorați proștii, respect din Cluj, spune cineva. Oleu, dacă și din Cluj mă respectă, da, pe acolo dacă am terminat, îi mulțumesc foarte mult, dacă e respectul din Cluj. Revin la un mare profesor pe care l-am cunoscut și mă feresc de noțiunea de cunoscut pentru că vă spuneam, cunoașterea umană e foarte grea. Nu mă cunosc nici pe mine, am unele ieșiri în care nu mai mă recunosc. Despre profesorul Ion Dădălău și am scris acest articol la 3 ani de la dispariție. Născut la data e 17 noiembrie 1951, absolvent al liceului Tudor Vladimirescu în 66, absolvent al facultății, uitați-vă, de matematică fizică, 1974, al facultății de tehnologie chimică 1980 la Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, profesorul și directorul Dădălău a demonstrat în scurt arătumtoasa sa viață de ce este în stare un om dornic de afirmare și croi să lase ceva în urma sa, colegiul tehnic din Mătăsari, unitate de referință a învățământului gorjean, poate nu ar fi existat dacă nu ar fi fost frații Dădălău. Ion Dădălău, alături de soția sa, fratele său, cumnata sa și colegii săi, au făcut din Colegiul Tehnic Mătăsari unicul colegiu din mediul rural din România și locul unde învață aproape 2000 de elevi pe Valea Jiețului. A început anul școlar 2011-2012, dar sunetul clopoțelului și chemarea nu îl mai găsesc pe profesorul Dădălău în mijlocul elevilor, colegilor și școlii pe care le-a iubit atât de mult în meteorica sa viață. Ion Dădălău, prin biografia sa stufoasă, prin profesia de dascăl și director, a demonstrat din plin că a fost și va rămâne unul din marii dascăl și educatori ai Gorjului. Din păcate, timpul nu a mai avut răbdare cu profesorul Dădălău sau, astfel spus, nimic nu trece mai în vârful picioarelor ca viața. Așa a trecut viața pe lângă marele profesor și director Ion Dădălău. L-am cunoscut pe profesorul Dădălău în perioada 2005-2007, când am fost detașat în interes de învățământ la Casa Corpului Didactic Gorj și când am avut ocazia să vizitez Colegiul Tehnic din Mătăsari. Nu mai era director. Era însă profesor, un profesor iubit de elevi și de colegi, un om cu o carismă aparte, tăcut, dar gânditor, ce mi s-a confesat despre problemele sale de sănătate. Se plângea doar de inimă. Inima ea și crea problemele care l-au răpit dintre noi pe Ion Dădălău în vara lui 2008. A fost un om cu o inimă mare, un om de caracter, un titor de școală, un manager de excepție. Din păcate, spunem, a fost. Ar fi împlinit în noiembrie 2011 60 de ani. Ion Dădălău a murit când nu împlinise 57 de ani. Câte a realizat în viața sa de om și de profesor și câte proiecte nu mai avea. Din păcate, oamenii destoinici, cinstiți, curajoși, de caracter, nu prea trăiesc multe. Trăiesc intens, se autodevorează prin ceea ce fac și pierd tăcut și discret. Discret s-a sustras din viață și Ion Dădălău, lăsând în urmă fratele, tot profesor de limbă și literatură română, soția, cumnata, să-i ducă pe mai departe proiectele educative. Ion Dădălău, la 3 ani de la dispariție, veghează din ceruri și începutul de an școlar 2011-2012 de la Colegiul Tehnic din Mătăsari, a doua casă a marelui dispărut. Doar de două ori m-am întâlnit și am discutat cu profesorul Dădălău pe coridoarele Colegiului Tehnic din Mătăsari. A fost de ajuns. Mi-am dat seama că era o mare personalitate, un mare profesor, un titlu de școală modernă, modest, drept, cinstit, apreciat, iubit și hulit. Mai ales ca mine. Ion Dădălău a trecut prin viață frumos, dar din păcate prea iute, moral și cu demnitate, demonstrând ca nimeni altul că un profesor din satul Croici a reinventat mitul jertfei și al zidirii. Viața lui Dădălău, Ion, de nici 57 de ani, a fost intensă, s-a desfășurat între școală și familie, a știut să moară frumos, să fie iubit și apreciat de semeni, a știut să fie un om cu o mare verticalitate, un om ce... a intrat pentru totdeauna în rândurile marilor dascăl gorjeni, din păcate dispăruți. Nici marele critic literar Pompiliu Marcea, născut în satul Colibaj, nu a trăit mult. Era omorât până a împlinit 57 de ani de oameni ai securității din cauza opiniilor și ideilor sale antitotalitare.
Nici de tălău Ion nu a trăit mult, s-a stins din viață până a împlinit 57 de ani, dintre care peste 35 pe ogorul școlii, dar a reușit să dea Gorjului un nume de sat, Croici, o localitate culturală, de unde a zburat spre eternitate marele om și profesor. Să-i fie țărâna ușoară acestui mare profesor din zona Mătăsarului, de fapt titorul Colegiului Tehnic Mătăsari, școală care la 3 ani de la dispariție simte că nu-l mai are pe marele director și profesor Ion Dădălău. Dumnezeu să-l ierte! Dumnezeu. Domn profesor Dumitru Dădălău mi-a trimis această revistă, Murmurul Jilțului, o revistă premiată național, m-a invitat, am văzut, iată că aici este scrie profesor Ion Dădălău, director al grupului școlar industrial minier Mătăsari între anii 1980-97. 17 ani să fii director la un grup școlar cu peste 2000 de elevi. Apoi a venit fratele său, profesor de română, soția de matematică, dânsul și de matematică, soția de română, observați. Și mi-a trimis această revistă, Cetatea Luminii, așa, pofta ce am poftit eu. Și aici vedem Cetatea Luminii la împlinirea 40 de ani, iubirea mea, 25, colegiul 20. Am înțeles. Bun. Domnul profesor, vă opresc. Vreau să mai citesc câteva mesaje. Ne-am cam apropiat de finalul emisiunii. Deci, spune cineva, dragilor, nu vă supărați ce spune domnul profesor, spune adevărul. Asta apropo de faptul că o persoană vă ceartă că v-ați luat de... că ați comentat la adresa mamei acestui domn, cred, în profesor nu vă potoliți, spunea cineva. Altcineva, domnule profesor, foarte bine că ați plecat, nu aveați cu cine discuta prin Comuna Albeni. Stimă și respect. Toată stima și respectul domnule profesor, altcineva. Apoi mai spune cineva, respect pentru domnul profesor, așa se practică la școli și mi-a plăcut chestia cu perdelele, acum nu se mai ia 10% din suma pentru reparații sau din perdele iau 25% din sumă. Foarte mult vă dau dreptate, este și o persoană care vă ceartă, pentru că evident cuvintele dumneavoastră aceea deranjează. Aceea sunt odraslele, cred că da, deci nici nu pot, știu că în religie dacă cineva îți dă o palmă, întorci și obrazul celălalt să-ți mai dea una. Nu m-am așteptat la reacția și de aia nu-i spun colege, predă religie, trebuia să aibă un alt comportament și vă spusei rămân pe ideea, dușmanii țării nu-i nici mormânt, pe mine cine m-a jignit, nu numai pe mine, memoria soției mele și fata mea, pentru că am muncit, nu permit. Iar ceea ce spusei, să audă domnișoara inspectoare și care mai vin, să plece pe teren, să vadă că nu se face carte și sunt cadre care iau banii pe nimic. Vă povesti ce se întâmplă, eu v-am dat exemplu, dar nu este numai acolo. Observați că e un timp în care totalitarii din 89 au devenit antitotalitari. Cei care au fost atei până în 89 sunt religioși extrem și oamenii aceștia cu dualismul acesta comportamental nu sunt buni. Iar managerii acum îi felicit încă o dată pe toți care au luat și care n-au luat. Și vă spusei că ziserăți varianta cu individa aceea procesomana, ducă-să și la alte școli să facă ce a făcut la Albeni. Și vă spusei în modul cel mai sincer, sunt într-adevăr foarte supărat când o elevă și mai ales femeie de serviciu poate să mă caracterizeze și să mintă cu mâna pe Biblie, plus celelalte în ghilimele colege care au jurat la fel pentru că au avut avantaje din cauza acestei individe. Ăsta nu e director. Omul care își reclamă colegi, omul, primăretele care nu își respectă profesorii, eu îl iubesc foarte mult pe birou de la Cărbunești, a fost tatăl lui, colegul, frate meu, mă iubește la fel, învățător, primar, tot respectul, la fel, stamatoiul de la Scoarța, ce mai primar, Georgia de la... Toți de la Bengești, Ocadia, oamenii ăștia care au lăsat loc de bună ziua, mă respectă, îi respect. Ori, într-o comunitate, foști elevi să dea mine, nu suport doamna Ana Maria. Și mai ales, dacă tu ajungi manager, nu divide et impera, nu împarte și vei stăpâni. Fii cu toată lumea, nu cu unii mumă, cu alții ciumă și nu te ocupa de reclamații, lucruri care se întorc. Cine seamănă vânt, culege furtună.
Vă mulțumesc din tot sufletul. Domn profesor, pentru final, vreau să transmiteți un mesaj pentru cei care v-au fost colegi, pentru cei care sunt lângă dumneavoastră. Am câțiva... Și să ne spuneți ce credeți că se va întâmpla cu învățământul anul acesta. Așa, din pe școala final. Aceea vă spuneam, o butadă orientală spunea foarte clar, dacă vrei să distrugi o societate, distruge învățământul. S-a făcut din plin, spusei de director cu adevărat, Ionescu Rodica, care a fost un Margaret Thatcher al albenilor, alături de soț, o familie model, o directoare aparte. Ne-a ținut în mână disciplină, seriozitate, datorie. Ori acum, observați, și care vine, nu-i dau decât un sfat, sunt trei stiluri de a conduce. Dictatorial, democrat, laissez-faire. Dacă o ia pe varianta laissez-faire, lasă-mă să te las. Democratic cu toată lumea. Cu politica de tăvălug, toată lumea calificativul foarte bine. Dacă nu-i asistă la ore, dacă el a pertu cu ei, nu va avea. Deci mai ales că are primarul, poate să împacă acum, el la pro-România, trece la PSD, PSD-ul se pupă cu PNL-ul, vă dați seama, primăretele la Albeni este specializat pe liberalism, având studiile la Târgu Jiu și care se lua de mine, numai atât ai doresc și v-am spus, dacă vrea dialog cultural, o maieutică socratică, să vine. Dacă caută Gâlceavă, există opera lui Cantemir, Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea. Vă mulțumesc din tot sufletul. Ce pot să spun, vă spusei, mă doare inima, trec pe lângă școală ca acceleratul prin Copăcioasa, nu voi mai intra în școala aceea, deci nu voi mai intra, așa cum n-a intrat nici profesorul Ionescu, decât când a venit să-mi dea invitația la nunta copilului. Ca să muncești 44 de ani, să-ți faci datoria ca învățător, să fii ca profesor bun, să te autoșlefuiești, să mergi, ce n-am mai făcut în ultimul timp, credite, știți, că ăștia se fac cu bani. Și aici m-au lovit, m-au lăsat. Nu mai ai voie, ai făcut istorie, 13 ore de istorie. Cultură civică nu mai predai și educație socială. Nu ai credite. Păi cum să mai fac dacă mi-a murit soția în 2013? Ultimul curs de formare a fost cu doamna Nechifor, care a fost colegă, se numea Sanda, colega soției mele. Nu mi-a mai trebuit. Mastere, credite, făcea și muma. Deci aceste lucruri sunt dăunătoare. Titularizările pe supreși, copiatul, gradele, toată lumea gradul 1. Așa cum frunzele într-un pom nu sunt asemănătoare, nici toți. Altă dată pe vremea mea la Casa Sindicatului din Cărbunești, 10 învățători erau cu gradul 1 din 300 de persoane. Acum toată lumea, gradul 1, toată lumea doctorate, toată lumea masterate. Dacă intrăm, nu știu nimic, nimic. Limbi străine, dublă specializare, nu știe nici engleză, nici franceză. Deci, din păcate, asta este situația, asta este educația și nu vorbim doar de educația din Gorj, ci educația de la nivel național. Eu vă mulțumesc și eu. Ce să vă zic, toate cele bune, domnule profesor, să, rămână să, la fel, să faceți doresc. Economii, că s-au făcut scumpiri, au început anul cu scumpiri și nu asta trebuie să plătiți daune morale fostei directoare de la Albeni și să vă bucurați de pensie și să stați departe de necazuri. Asta vă pot ura eu acum în 2022. Eu am stat, dar nu mă lasă alții, observ. Din păcate. Mulțumesc celor care ne-au privit de acasă, număr foarte mare. Mulțumesc celor care apreciază cele spuse de domnul Voicu, ceea ce mă face și pe mine să-l mă invit destul de des aici. Asta pentru că este printre puținii dascăli, foști dascăli din județul Gorj, care își permit să vină aici la Ora Adevărului și să spună adevărul despre oamenii care lucrează în educație și despre felul în care este oferită, pusă pe tavă elevilor educația la nivelul județului Gorj. Seară liniștită, ne revedem mâine seară, vorbim despre Bălești. La revedere! Să rămână!